Dragi telespectatori fideli ai Credo TV, iată ne reîntâlnim. Ne-am mai întâlnit altădată în alte emisiuni, în alte instanțe, dar acum ne întâlnim într-un format nou, într-o emisiune care începe astăzi, o emisiune care are un titlu provocator, titlul pe care îl voi explica în următoarele momente, o emisiune care... prin care dorim să ne poziționăm în față de lumea în care trăim, față de cultura care ne înconjoară și dorim să dăm răspunsuri biblice provocărilor și întrebărilor care ne vin din toate părțile. Întrebări care ne atacă credința, întrebări care ne lasă uimiți copiii, întrebări la care noi înșine uneori găsim greu răspunsuri. Această primă emisiune este o emisiune în care am lăsat un scaun gol, un scaun pe care vor sta experți în diferite domenii în următoarele emisiuni. Vom încerca să invităm experți care au dovedit experiența lor și expertiza lor în lumea în care trăim și, de asemenea, sunt oameni care fac parte din trupul lui Hristos. Vom încerca astfel să facem legătura între lumea care trăim și biserică, biserica și lumea în care trăim. De unde pornește ideea între scriptură și ziar? Vedeți aici un titlu și decorul nostru este format din câteva ferestre, ferestre care arată un oraș în întuneric și De undeva trebuie să vină o lumină peste această lume. Între scriptură și ziar este titlul pe care l-am ales pentru această emisiune. De unde vine ideea? Prima dată am auzit o expresie de genul acesta la John Stott. Eram la Oradea în 1994 și la un moment dat într-o discuție ne-a spus ceva de genul următor: totdeauna când mă uit la televizor sau când îmi citesc ziarele dimineața, niciodată nu mă cufund în fotoliu, ci dintr-o dată mi-aprind toate becurile de alarmă, stau tensionat, stau încordat și încerc să văd ce anume și cum anume aș putea răspunde la provocările pe care le văd venind din lumea în care trăiesc. Am auzit atunci pentru prima dată citat această expresie cu Biblia într-o mână și cu ziarul în cealaltă. Am căutat sursa acestei spuse, dar foarte interesant, este atribuită chiar și lui Martin Luther la un moment dat, lui Martin Luther King, este atribuită lui Billy Graham și finalmente sursa cea mai credibilă pare a fi Karl Barth. Bartologii înșiși nu sunt de acord că această spusă iar aparține lui, deși teologul german, atât de controversat și cu atâtea alunecări, dar și cu câteva intuiții extraordinare, își amintește că va fi spus acest cuvânt odată. Această expresie cu Biblia într-o mână și cu ziarul în cealaltă este deopotrivă foarte periculoasă și foarte productivă. De ce este periculoasă o asemenea expresie? Este periculoasă pentru că ne pune între două surse de autoritate. Noi nu putem să susținem, noi evanghelicii, precum bisericii tradiționale, că avem două surse de autoritate în cunoaștere. Dânsii vorbesc despre scriptură și tradiție, despre biserică, autoritatea bisericii și autoritatea tradiției. Vom înlocui noi oare acestea cu ziarul și scripturile? În momentul când spun între scriptură și ziar, pot fi în eroarea de a crea două surse de autoritate în cunoaștere. De unde cunosc adevărul? Am auzit adeseori expresia: este adevărat pentru că am citit în ziar, este adevărat pentru că am văzut la televizor, este adevărat pentru că am citit pe bloguri, este adevărat pentru că am citit în noua media. Acesta este adevărul. Dragii mei, este atât de tulburătoare și atât de întortocheată căutarea adevărului. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea.
De aceea aș vrea împreună să vedem cum anume ne putem repoziționa între realitatea care se oglindește prin aceste mijloace media și realitatea Scripturii. Ce spunem despre Scriptura astăzi? Unde îi este locul? Avem asemenea dispozitive, telefoanele mobile, avem tablete, avem Scriptura clasică și suntem în situația în care pe un asemenea dispozitiv, pe un telefon mobil, putem să ne citim știrile în fiecare zi și deopotrivă avem câteva versiuni, o bibliotecă întreagă, inclusiv în limbile originale, Sfânta Scriptură. Așa că ar trebui cumva să pensionăm această opoziție, această falsă opoziție între Scriptură și ziar. Probabil acum generația noastră este strânsă între tabletă și telefonul mobil. Este constrânsă la telefonul mobil. Provocarea totuși rămâne. Provocarea din spusa atribuită lui Karl Barth rămâne. Cum ne vom raporta la lumea în care trăim? Ne aducem aminte cuvintele Mântuitorului, suntem chemați să fim sare și lumină. Suntem chemați să fim o cetate pe un munte. Putem ignora întunericul? Putem ignora valea? Cum vom interpreta noi credincioșii toate informațiile care ne inundă viața? Auzim recent despre un pilot de avion care prăbușește intenționat, fiind în depresie, un avion cu 149 de vieți la bord, bebeluși, o întreagă clasă de liceu. Auzim de asemenea despre bebeluși care au ars în maternitate din neglijența personalului. Auzim de asemenea de un tânăr care, tot în depresie fiind, își omoară instructorul și apoi se sinucide. Toate acestea sunt lucruri pe care nu le putem ignora. Cum ne vom putea raporta la aceste realități? Mai întâi, suntem în Biserica lui Hristos. Ce bine! Nu căutăm răspunsuri singuri. Biserica lui Hristos are mădulare cu specialități diverse, cu pregătiri diverse și cred că ideea de trupa lui Hristos în agresiune față de întunericul lumii poate să găsească un loc în abordarea noastră. Suntem în Biserica lui Hristos psihologi, economiști, filologi, istorici, oameni de știință de diferite formații. Oare nu vor ajuta aceștia Biserica lui Hristos să citească realitatea în care ne învârtim cu toții? Vom practica în continuare această schizofrenie, ne afundăm în Scripturi și acolo avem lumea religioasă, lumea noastră, ne separăm duminica de luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă și trăim într-o schizoidie și temporală și liturgică, slujim lui Dumnezeu duminica și suntem retrași în cetatea noastră și rămânem închiși într-o cetate care este inatacabilă, pentru că noi avem acolo o realitate diferită pe care o interpretăm și în momentul când ieșim în restul timpului, în afara cetății eclesiale, suntem surprinși de agresiunea informațiilor și de agresiunea vieții însăși. Aș vrea ca în următoarea serie de emisiuni să încercăm să lecturăm viața, să încercăm să lecturăm textul care ne este pus înainte în mod războinic de către lumea care ne înconjoară, să încercăm să-l lecturăm cu niște ochi spălați de apa Scripturii. Este Scriptura cea care ne spune în felul următor: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea, în original este metanoia, schimbarea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Apostolul Pavel a fost foarte conștient de această tensiune dintre cultura în care a trăit și cultura Scripturii. De aceea a vorbit în termenii culturii în care a trăit. De aceea a fost relevant în metaforica pe care a folosit-o. De aceea a vorbit extrem de clar efesenilor în
efesianeză, a vorbit galatenilor în galatianeză, a vorbit fiecărei culturi adevărul neschimbat al Scripturilor și a atacat cultura respectivă cu sabia cu două tăiușuri a Scripturii. Aceasta vom încerca să facem și noi. Nu cred în modelul bartian că putem sta cu ziarul într-o mână și cu Biblia în cealaltă, dar cred că având Scriptura în mână, putem să citim ziarele și putem să ne rugăm pentru asistenta care a intrat în pușcărie din neglijență, putem să ne rugăm pentru toți depresivii care sunt, iată, uneori puși să conducă autocamioane sau avioane, putem să ne rugăm pentru învățătoarea care a țipat la copii și a distrus un sufletel de 7 ani, putem să ne rugăm pentru profesori universitari care influențează destine, putem să ne rugăm pentru oamenii simpli de pe stradă care ne influențează într-un fel sau altul și creează cultura în care trăim. Ce vom face în următoarele emisiuni? Vă provoc să ne însoțiți într-o spirală. Grant Osborne, un hermeneut, a făcut următoarea observație. Noi trăim între două realități. Ne mișcăm din realitatea Scripturii spre realitatea de zi cu zi. În realitatea de zi cu zi avem niște presupoziții bune. Iată o presupoziție foarte bună și sănătoasă. Și anume că dacă sunt undeva la înălțime, legea gravitației va funcționa și voi cădea sfărâmându-mă dacă îmi dau drumul de acolo. Avem o presupoziție bună, apa este umedă și dacă voi călca pe suprafața apei, mă voi scufunda. De asemenea, avem câteva alte presupuneri și anume că o substanță nu se poate transforma în altă substanță, nu poate pluti o bucată de fier deasupra apei. Cu aceste presupuneri din realitatea, hai să spunem realitatea ziarelor, cu aceste realitate oglindită în texte pe care le citim zi de zi unii dintre noi, acum le citim, nu le mai citim în textul tipărit în ziare, le citim pe internet, le citim pe bloguri, citim această realitate și știm câte ceva despre lumea în care trăim. Ne cufundăm privirile în Scriptură și acolo aflăm câteva lucruri surprinzătoare. Și anume că un om poate fi înghițit de un pește mare și poate supraviețui 3 zile și poate să stea acolo în viață și să fie scos la suprafață viu și nevătămat și să-și găsească destul energie să mai cutreiere câteva zile să vestească vestea bună ninivitenilor. Un asemenea fapt din punct de vedere științific este incredibil pentru unii. Dacă va fi fost balenă, nu ar fi putut trece acel om de fanioanele balenei. Dacă este rechin, sucurile gastrice ale rechinilor l-ar fi tăbăcit în câteva clipe și l-ar fi omorât. Ba mai aflăm alte lucruri surprinzătoare, că sunt niște persoane care umblă pe apă, ca pe un teren solid, că un topor refuză să se scufunde, ce facem cu aceste realități? Cum le integrăm? Cum îi integrăm, spre exemplu, schimbarea apei în vin sau înmulțirea materiei, faptul că Iisus Hristos face o minune și înmulțește pâinea și peștii? Vedeți ce se întâmplă, dragii mei. Venim cu realitatea noastră, o citim în Scripturi, ne întoarcem în viața de zi cu zi și realitatea credinciosului se modifică. Spre exemplu, în lumea mea acum, am făcut loc, deși eu cred că sunt un om de știință, iubesc știința, am făcut cu drag matematică și fizică în liceu, n-am ajuns filolog pentru că am urât științele, hai să le spunem exacte, am făcut loc în concepția mea despre lume și viață unor asemenea evenimente. De ce? Pentru că sunt presat de un text pe care eu îl numesc revelat, textul Scripturii. Prin acest text îmi reinterpretez întreaga realitate. În mintea mea am făcut loc umblării pe apă a lui Iisus Hristos, umblării pe apă nereușite la un moment dat a lui Petru, am făcut loc schimbarea apei în vin, am făcut loc în mulțirii peștilor, am făcut loc tuturor acestor noi realități. Și realitatea din mintea mea este o realitate combinată între legile fizice și aceste lucruri pe care le numim minuni. Mai putem asista la minuni în ziua de astăzi? Cu siguranță da. Mai putem asista la lucruri extraordinare? Convertirea minții unui om,
metanoia despre care vorbește Apostolul Pavel, schimbarea minții noastre față de realitatea de zi cu zi, cred că este una dintre cele mai mari minuni, o minune mai mare și mai puternică chiar decât transformarea apei în vin. Să văd un ateu cum migrează de la necredința lui, migrează înspre credința în Iisus Hristos, și un om de știință cu doctorat în fizică face loc poveștii, pun între ghilimele cuvântul poveste, poveștii lui Iona, face loc umblării pe apă, face loc levitației în mintea lui și în același timp continuă să fie un respectabil om de știință, iată, aceasta este o minune. Vom aborda diferite subiecte. Deocamdată scaunul de lângă mine este gol, dar vom începe din sesiunile următoare să invităm oameni de artă, să întrebăm de ce fac artă, de ce sculptează, de ce pictează. Vom invita psihologi să întrebăm ce loc are depresia în lumea în care trăim. Pot credincioșii să intre în depresie? Depresia este o urmare a atacurilor demonice sau este o boală care se manifestă în primul rând la nivel fiziologic și apoi putem fi influențați fiecare dintre noi de o boală psihică fără neapărat să o punem în legătură cu un fapt demonic? Sau și vom invita economiști să înțelegem ce s-a întâmplat cu economia noastră și cum ar trebui să reacționeze un creștin față de, iată, spre exemplu, căderea unei monede în care am fost împrumutați. Cum reacționăm față de împrumuturi? Ne împrumutăm din bancă sau ne punem orbește încrederea în Dumnezeu? Cum anume asaltați fiind de publicitate, de reclamă? Vom invita, spre exemplu, un specialist în marketing să înțelegem ce se întâmplă cu mintea noastră, cu creierul nostru în momentul când auzim reclame, când citim reclame în ziar, când la televiziune urmărim o reclamă, suntem noi, credincioșii Scripturilor, afectați sau nu? Cumpărăm un produs sau altul în funcție și de aceste lucruri? S-ar putea ca unele întrebări să vi se pară nepotrivite sau chiar banale și ușor de expediat. Dragii mei, aceasta este realitatea în care trăim. Ne poziționăm așa cum suntem poziționați acum între naștere și moarte. Suntem într-un trup care se crapă, se desface, într-un cort care se desface și suntem în această realitate, tânjind după lumea viitoare. Ne lasă gura apă cerul și în același timp suntem prinși, cum spune Apostolul Pavel, încapsulați în acest trup din care încercăm să scăpăm. La fel suntem prinși între scripturi și ziare. La fel suntem prinși între realitatea duhovnicească și realitatea de fiecare zi. La fel suntem prinși atunci când se întâmplă unor apropiați ai noștri să se îmbolnăvească, să aibă un accident, fulgerul realității lovește tot mai aproape și tot mai aproape de noi. Îl putem ignora? Putem trăi fanatic, cufundându-ne privirile doar în Scripturi? Nici de cum. Vom încerca să descoperim împreună, alături de dumneavoastră. Sunt întrebări pe care eu personal le am. Sunt frământări personale pe care am încercat cumva în toți acești ani să le rezolv. N-am reușit să rezolv toate aceste lucruri singur. De aceea mi-am chemat ajutoare. Mi-am chemat prieteni, mi-am chemat invitați și sper ca odată obținute răspunsurile de către mine să fie răspunsuri care să fie valide și în dreptul dumneavoastră. Mă rog bunului Dumnezeu să ne dea lumina cea cerească și așa cum spune Scriptura, prin lumina Lui să vedem orice lumină. Și de ce nu? Din lumina Lui să luăm să împărtășim lumină și altora. Decorul din spatele meu este un strigăt de ajutor al lumii în care trăim. Haideți să răspundem acestui strigăt de ajutor. Aș vrea ca această întreprindere a noastră să fie o întreprindere comună. Aș vrea să vă cer ajutorul, așa cum voi cere ajutorul experților pe care îi invit, invitaților noștri, așa aș vrea să vă cer ajutorul și dumneavoastră. Ar fi foarte bine dacă aș auzi din partea dumneavoastră întrebările pe care le aveți, nelămuririle sau dacă aveți ceva ce ați citit în ziare, pe bloguri, în media tradițională sau în noua media, dacă puteți să trimiteți
pe o adresă de e-mail marius.cruceru@gmail.com. Repet adresa marius.cruceru@gmail.com. Sau puteți să-mi scrieți pe blogul meu personal, pe pagina personală, la secțiunea întrebări, puteți să scrieți nelămurile dumneavoastră, îmi vor sosi mai întâi privat și apoi ele pot fi propuse pentru a deveni subiecte în această emisiune. Dacă sunt subiecte interesante, subiecte pe care le-ați citit și aveți un răspuns deja sau un răspuns temporar și vreți să obțineți un răspuns definitiv, ar fi interesant să încercăm această mișcare împreună. Nu vreau nici de cum să fac această emisiune singur, nu mă consider un înțelept sau un personaj care a răspuns la toate întrebările. Și eu și dumneavoastră ne mișcăm, după cum vedeți, între scriptură și, hai să spunem în mod generic, ziare. Venim uneori cu întrebări din ziare spre scriptură, venim cu frământări din scriptură spre a ataca ziare. Știm că în scriptură sunt unele lucruri care lipsesc. Iată, discutăm despre avort în societatea contemporană, discutăm despre dependențe, despre tot felul de lucruri care ne leagă, despre dependența de droguri, despre dependența de fumat. În Biblie nu avem nimic despre țigări, spre exemplu, dar avem texte importante care ne răspund la relația pe care trebuie să o avem cu trupul nostru, la libertatea creștină. Sunt o grămadă de texte care fac referire. De aceea aș vrea, mișcându-ne împreună, dintr-o parte în alta, între scriptură și ziar, să obținem răspunsuri pentru a călători mai ușor, împreună, nu singuratici, nu izolați, să călătorim spre ceruri împreună.